Bună ziua! Iată, lucrând la stupi, tot am scăpat o marcă la plimbare. Uitați aici. Sper să se vadă. Aici avem aproximativ 10 rame de albină. E pus pe două crăci. Am aruncat un pic cu apă spre ele și posibil să le fi deranjat. Iată cum arată. Acum așteptăm să se așeze, te cade albina jos, că e mult, ce să mai. S-a pus cam rău, dar îl vom lua într-un fel sau alt. Bună ziua și bine v-am găsit. Astăzi aruncăm o privire prin stup, am început de ieri. Nopțile sunt foarte reci. Câteva colonii au intrat în frigurile roitului. Și acum vom face izolarea mărcilor, mai ales la coloniile care sunt puternice și care sunt, de exemplu, în frigurile roitului. Le vom izola și peste 5 zile le vom reverifica să vedem cum decurge această izolare. Dacă mă întrebați ce tip de izolare folosesc, sunt două feluri de izolare. E cea semi-izolare care se face la domnul Midrigan și există izolarea totală care se face la domnul Sergiu Chetroi, îl găsiți pe YouTube. Este o metodă ucraineană, rusească, cu aceste izolatoare gândite foarte bine. Eu le izolez pentru a preveni intrarea în roire sau chiar oprirea roitului, fiindcă nu o să mai aibă din ce să-și tragă boci. Metoda domnului Midrigan este bună, dar eu personal am o problemă. Nu mai am caturi pentru a face metoda respectivă, fiindcă aici am două și ar mai trebui încă un cat ca să fac acea metodă. Așa că am decis să folosesc metoda lui domnul Sergiu Chetroi. Mi se pare foarte bună în momentul în care nu dorești să faci roiuri. Bine, până atunci să aruncăm o privire la o colonie. Eu am venit cu mai multe lucrări azi. Pe lângă izolare facem și tăierea fagurilor cu trântoare și îndepărtarea acelor rame sau punerea în spate. Am ales această colonie la întâmplare, fiindcă aici am rămas la data trecută. Folosind uleiurile esențiale, am ajuns la rezultate destul de bune, foarte bune. Pe lângă acesta trebuie menționat că pe lângă uleiurile esențiale am mai folosit turta proteică cu polen și miere. Hrănirea albinelor cu miere și polen o vedeți la Costin 2003. Aici avem rame cu miere, o să le îndepărtez. Le punem într-un cat. O să punem capacul jos. Un catul pe un capac. Să putem lucra. Aceste rame sunt pentru miere. Avem miere. Am văzut anumite stupini care suferă din lipsă de mâncare. Eu nu am această problemă. Aici este catul acestui stup. Avem miere căpăcită și rapița încă este în floare. Uitați, avem ceva miere. Foarte bun, trebuie să extragem. Și acum, izolând mătcuța,
o să fie și mai bine. Nu am atâta miere ca cei din pastoral, da? Pentru... Uitați, deci pentru ce avem noi aici e suficient, e chiar mulțumitor. Având frig, mă așteptam să fie un consum mai mare, dar familiile puternice chiar n-au exagerat cu consumul. În schimb, cele mici, am doi roi mici care, săraci, au mâncat tot. Acum mă mai uci după mătcuță, da? Ca să decupăm rama, să o facem pentru izolare. Deci aceasta este o familie dintre cele bune, adică 80% așa se prezintă. Aici am aștept să am puiet, da? A trecut dincolo de grila ursul. Și avem puiet în această ramă. Eu acum mă uit după mătcuțe imediat și nu le-am marcat. Nu le-am mai marcat din momentul cu pățania cu leșinul măcii. Dacă puneți mâna pe mat, e posibil să leșine matca de frică. Eu am renunțat din acea clipă să le mai marchez. O să revin cu marcatul la măci. Vreau să folosesc opalit. Vom vedea cum vom proceda la momentul respectiv. Bun, acum am trebuie o ramă din asta nouă construită. Ca să bag, izolator. Așa, uite, o să vă arăt motivul pentru care le izolez. Deja avem boci destul de mari, aici avem și ouă. O să vă arăt bocile. Ia uitați, astea sunt deja hrănite, aceste boci. Avem lăptișor și larvă cam de 5-6 zile. Deci în 3 zile va urma să fie căpăcite, iar în 4 zile gata de roit. Iată, toate aceste e plin cu larve și cu lăptișor. Punem deoparte și mă duc la următoarea. Fiind în frigul roitului, este foarte important să ori facem imediat roi cu matca, ceea ce pentru mine nu mai e convenabil în această perioadă, din cauza că nu vreau înmulțire. Sau izolăm matca. Și distrugem toate bocile și peste 5 zile revenim. La englezi, în Marea Britanie, distrug toate bocile și revin după 10 zile. Eu consider că dacă vin peste 5 zile, o să reușesc să mențin toată treaba asta. Aceasta o să fie o ramă pe care o aleg. Cu toate că sunt și eu în ea, dar pe ea o să o aleg ca să bag izolator. Mă uit bine după matcă să nu fie pe aici. O să revin cu filmarea după ce găsesc matca, izolez, reorganizez cuibul și după aceea continui ca să nu facem un film doar privind ramele.
Știi? Ne vedem mai târziu. Deci continuăm cu filmarea. Ce am mai făcut eu între timp este că Marta a ajuns în izolator. Am mai tăiat niște trântori din rama cu trântori. Iată aici. Am mai colectat niște lăptișori. Iată, Marta o avem aici în colivie, e băgat acolo. Față de ce nu face Sergio, am zis să înaintez un pic, să mai fac ceva în plus. Ce fac eu în plus? Pun o pioneză pe rama respectivă ca să o găsesc mai ușor. Când vreau să fac o anumită lucrare, știu pe care ramă este. Dacă se uită Sergiu la acest video, iată, zic eu că este o idee foarte bună să marchez rama. Cam atât. Deci atât am făcut în plus la această lucrare. Bun, acum, odată matca găsită, colectăm lăptișori, asta am de făcut. Am găsit diferite boci, fiindcă albina stă grămadă așa pe ramă, eu o să scutur toată albina. Nu e recomandat să distrugi boci doar cu așa, să vezi două ori cum stă albina pe această ramă, dar n-aveți cum să vedeți boci. Pe mine nu mă interesează bocile respective, așa că le verific pe toate. Avem această linguriță de colectat polen, de colectat lăptișori. Avem ouă în bocile respective, așa că le voi uita aici, avem lăptișori. În acesta avem lăptișori, avem larva. Cu capătul opus al linguriței îndepărtăm larva. Așa, și cu partea asta, iată, luăm lăptișorul. Ia, ăsta e lăptișor. Iată ce ușor colectăm lăptișorul cu această lingură. Am un borcan pregătit aici și băgăm în el. Acoperim borcanul să nu se deshidrateze și gata. Trecem la următoare. Reverificăm fiecare ramă așa aici. Iată o altă botcă cu lăptișor. Colectăm și de aici. O larvă foarte mică. Se întâmplă să iau larva, să nu o văd și atunci o îndepărtez. Gata. Rezolva. Acest lăptișor o să-l folosesc poi mâine la creșterea bocilor. Notez coloniile care sunt predispuse la roit, iar în acele colonii voi da să crească și boci. Foarte ușor o să le ia în creștere. Trecem la o altă ramă. Domnul Bobocear am urmărit aseară și spunea că sunt bune și măcilii de roit. Păi sunt bune, dar nu dacă nu-ți trebuie. Iată o altă ramă. Stă albina așa pe ea, o scutură. Măcile izolate. Iată
aici avem chiar căpăcită. Uite ce boci mare aici, căpăcită. Ăsta roia azi. Azi pleca dacă nu interveneam mai de dimineață. Astăzi se ducea în copac. Până atunci, iată, mai îndepărtăm câte o larvă. Mai colectăm un pic de lăptișor. Puteți să și consumați lăptișor, că vă ustură un pic pe cerul gurii acolo, da? E bun. Avem tot felul de larve aici. Să nu credeți acum că voi sta la fiecare care este în friguri așa cu... Acum am nevoie eu de lucrurile. În alte condiții nu mă joc eu așa cu ele. Iată, am îndepărtat dita mai larva. Luăm și de aici, adică să se vadă. E smăci de calitate de roire, problema este că dacă marca asta nu e chiar cum trebuie, nu ne satisface cerințele. Nu punem foarte mult lăptișor în bocii respective, numai un pic ungem acolo botca, un pic, un pic. Așa. Aici am curățat. Acestea vineau și pe la ora 11 plecau în copac. E posibil azi să am vreo surpriză din asta. O altă ramă. Nu ne facem milă de ea, o scuturăm. Căutăm boci, avem. Avem boci. Îndepărtăm și pe asta. Vă iau, vă iau, nu vă las. Am și larva. Depărtăm larva. Așa, verificăm dacă are ouă. Are și depus un pic de lăptișor, distrugem. Această familie nu va ieși din friguri, să nu credeți acum că va ieși din frigurile roitului, că am izolat mat. Uitați, o botcă de proastă calitate aici. Chiar dacă este de roire, ia uitați, asta este o botcă de proastă calitate. Ia. Asta doar o distrugem. Distrugem tot, și cu pule, și tot distrugem. Acum nu mai lăsăm nimic în acest stadiu. Fiindcă nu trebuie să știm în care sau în care nu. Și ca să nu pierzi timp, atunci distrugi poate. Aia vreau să zic că ea nu iese din frigurile roitului, dar ce se va întâmpla? Este că peste 6 zile nu o să mai vă lase din ce să-și tragă boci. Și în momentul acela, va scădea puietul doică și va deveni mai multă culegătoare. Astfel vom reuși să oprim matca. Poate că matca aceasta o voi schimba. Nu-mi trebuie asemenea măci care intră în friguri.
părerile sunt împărțite, da? Eu așa gândesc la ora asta. Ok. Trecem mai departe. Sunt colonii puturoase, le zic eu. Ele se activează după ce le din copac, după aceea începe și devine foarte, foarte harnică. Îndepărtăm larva și colectăm lăcrișurile. Deci puteți alege, ori lucrați mai mult, ori mai puțin. Mai convenabil era să îl lăsăm să roiască, dar unde pleacă roiul ăsta nu știu. Nu știu în ce direcție o ia. Poate pleacă de tot. Acum să vin în fiecare zi să stau să mă uit la ei unde se duc. Zicea domnul Boboce, acum stăm cu ochii pe ei. Cam așa se întâmplă, stai cu ochii pe ei. Dacă an de an înmulțim prin roire, vom avea surpriza asta, că tot prin roire o să înmulțim. În loc să mânci un pic de miere, adune albine de copac și dai siropul să nu moară de foame. Gata și... Am cam verificat tot cuibul aproape. Iată cum stă albina fără. Nu că n-ar mai fi avut loc, dar așa îi place aici. Distrugem. Suntem distrugători la ora asta. Da. Trebuia să le izolez acum o săptămână. Problema este că cine s-a gândit că curierii ăștia circulă așa prost? Da, zic eu că până n-a plecat din ladă încă nu-i târziu. Altă ramă. Aici am avea albine să facem 5 roi. Este acolo. Distrugem. Așa. Treaba e rezolvată. Matul este în izolator. Aici avem o ramă super stricată, deci. Acum nu o să mai vă umat ca ea, dar e urâtă rău, e așa stricat, este o ramă de anul trecut asta. Bun, eu acum duc lăptișorul în casă și voi trece la altă. Dacă apare ceva interesant, o să mai filmăm. Numai bine!